Cea mai mare investiție din ultimii 20 de ani, hidrocentrala de la Islaz, are șanse să fie construită în următorii 3 ani pentru că a intrat din nou în atenția autorităților centrale și locale. Amplasamentul hidrocentralei a fost stabilit încă din martie 2003 în apropierea localității Islaz din sudul județului Telorman. Potrivit vicepreședintelui Consiliului Județean Olt, Ioan Ciugulea, amânarea timp de peste 5 ani a lucrărilor la hidrocentrală a fost cauzată de necesitatea obținerii a 10 de avize și aprobări. Ioan Ciugulea a spus că pentru începerea lucrărilor la amenajarea hidroenergetică de la Islaz mai este nevoie doar de aprobări de la guvern, iar șeful executivului Emil Boc a promis astăzi că acestea vor fi date în termen de câteva zile. Astfel, Emil Boc a dat asigurări că barajul de la Islaz va deveni realitate. El a declarat că încă din acest an vor începe lucrările pregătitoare pentru construcția barajului. În 2 săptămâni vor fi aprobați în guvern indicatorii tehnico-economici, iar în acest an va începe construcția hidrocentralei de la Islaz cu fonduri de la Hidroelectrica, deci bugetare prin parteneriat public-privat. Mai mare investiție, cea care va porni de aici înainte. Chiar spuneam, de ce nu marcați, de ce nu folosiți avantajul ăsta pe care l-aveți? Începe o revoluție economică cu se folosește avantajul ăsta istoric, de la Blaj și la Islaz au fost marile proclamații la 1948 și să fie cunoscute. Iar acum începem a doua revoluție în domeniul energiei. Am înțeles că e cea mai mare din ultimii 20 de ani în Telorman, 315 milioane de euro. Da. Înainte de a porni această lucrare s-au făcut toate studiile și toate analizele astfel încât lucrarea să fie demarată. Iar marele avantaj este că însuși și Telormanul beneficiază de o investiție serioasă în ultimii 20 de ani. N-a beneficiat până acum 315 milioane de euro. În al doilea rând, nu numai faptul că pentru producția de energie este o centrală absolut necesară și se adaugă la șirul celor 5 existente pe Olt, în momentul de față, dar și pentru relansarea agriculturii. De asemenea, agricultura este prioritate absolut pe șanjul destului și pentru prețile noastre al țării. Iar semnul ăsta de ploaie va fi un semn bun. Bani mulți, facem bani cu asta. Facem bani cu asta. Ploaie aduce bani, aduce roade. Aici am scăzut nivelul în lac, pentru că altfel ne cam porțile de fier 2 și este o dispută pe partea de energie cu sârbii, pentru că noi practic luăm pe o bucată a teritoriului o capacitate din energia Dunării și care trebuie să le plătim în fiecare an împreună cu partea bulgară. Așa am ajuns la soluția asta acum. În amonte de această centrală există 5 centrale, Ipoteci, Drăgănești, Năzarul, Rusănești și Liceni. Toate sunt pe Olt, unde avem un program de modernizare mare. Toate cele 20 de grupuri sunt de modernizare, sunt 365 de milioane de euro investiți. Dacă s-ar concretiza investiția în amenajarea hidroenergetică de la Islaz, ar prinde contur alt proiect datând din perioada comunistă, respectiv transformarea Oltului în râu navigabil. Prin construcția hidrocentralei s-ar asigura protecția împotriva inundațiilor a unor terenuri cu suprafață de 4.000 de hectare din județele Olt și Telorman. De asemenea, prin pomparea din Dunăre a unor debite de apă se va realiza stocul de apă necesar pentru irigarea unei suprafețe agricole de 360.000 de hectare. Construcția acestei unități va permite și dezvoltarea infrastructurii rutiere din zona de sud a Olteniei și finalizarea procesului de navigare pe sectorul Slatina-Dunăre al râului Olt, în condițiile în care, prin retehnologizarea ce s-a făcut la barajele de pe râul Olt, acestea au fost prevăzute cu ecluze pentru navigație. Pe perioada de execuție a lucrării, estimată la cel puțin 3 ani, ar fi create peste 2000 de locuri de muncă, iar investiția totală a fost estimată la mai mult de 100 de milioane de euro. Vizita premierului în exercițiu Emil Boc în Telorman s-a încheiat astăzi cu o conferință de presă.